Bun regăsit tuturor! Suntem la începutul lunii octombrie și am activități foarte multe de desfășurat în această zi. Este sâmbătă, sunt liber și lucrez la butaș. Am repicat până acum, acum apuc de tăiat și repic în continuare. Bineînțeles că sunt și ajutat. Acolo este o parte din butaș și de mușcată. Aici au venit primulele, nu vi le-am arătat. A venit primulele, răsatul de primulele pe care l-am cumpărat. L-am repicat în alveole de 70 de celule. Și aici sunt butașii pe care am scos din răsadnițele unde țin butașii. De leandru în principal. Și mai sunt și niște măslini, sanseveria și hibiscus de grădină. Care nu arată foarte bine, dar sper la o înrădăcinare bună. Vreau să vă arăt un pic rezultatele. Am avut rezultate foarte slabe, pentru că a fost foarte cald. Eu arunc pe temperatură, probabil că am și greșit ceva, dar urmează să tai din nou. Se vede și aici la măslin, avem o rădăcinare foarte slabă. Probabil din 80 de butași, 2-3 o să aibă rădăcină. Dar eu lucrez la leandru acum, am terminat de mutat butașii de dafin și de Ficus Benjamin. La Ficus Benjamin am avut o rădăcinare de 100% și la leandru am avut o rădăcinare foarte slabă. Acesta este un butaș care a făcut rădăcină. Anul acesta am reușit să etichetez butașii, să-i țin pe culori încă de la tăiere. Dar după cum vedeți, în rădăcinare foarte slabă, 40-50%. Dar eu nu mă dau bătut, în continui activitatea, uitați. De la nivelul ăsta au afide, vede? Dar bineînțeles că eu am slăpit, ele sunt moarte acum, am slăpit ieri. Vedeți? Dacă la nivelul ăsta avem dăunători, uite așa aici. Și în continuare o să-i mut în pahare, în felul acesta. Pahare de 13, păstrez pahare mici pentru iarnă, să nu-mi ocup foarte mult spațiu. Apăs cu grijă să nu rup rădăcinile și asta este tot. Și o să rămână etichetat până la primăvară, când o să-i mut în ghivece mari. Pentru că am avut o rădăcinare foarte slabă la tăierea din vară, la dafin, ați văzut și noastră, am 10-15 butași rădăcinați din 200 de butași tăiați. M-am hotărât să mai fac încă o tăiere, pentru că la anul o să rămân fără plante de dafin. Eu am zis că nu o să mai tai din plantele astea pe care le-am cu rădăcina în sol, dar sunt obligat să tai pentru că, v-am spus, vreau neapărat să am dafin în continuare. Dar această tăiere mă ajută pentru că fac o tăiere de cosmetizare, practic, ca planta să meargă mai sus, în înălțime, trebuie să tăiați răstarii laterale. Din cauza acestor trandafiri japonezi m-am hotărât să fac acest videoclip, care sunt deosebiți, vedeți și dumneavoastră ce au o culoare mai rară, și o să tai câteva plante, acestea sunt toate plantele pe care le am, obținute dintr-una singură, pe care am tăiat-o anul trecut, și vreau să și vând câteva, să iau cu mine la târgul la care v-am zis că o să merg săptămâna viitoare, între 5 și 8 octombrie, care se ține la agronomie, în incinta agronomiei, în București, și la care o să particip și eu. O să aleg cele mai frumoase plante și restul o să le tai. Am observat că încă există o reținere la tăierea plantelor, vedeți? Le-am lăsat aici lăstari foarte mici care o să intre în vegetație, da? Trandafirul japonez este o plantă pe care trebuie să o băgăm la interior, da? Nu o ținem afară. O să-l oprim. Și o să-l tăiem pentru că are o creștere. Vedeți și dumneavoastră, cam strâmbă. Și facem tăieri de corectare. Asta la fel. Avem grijă să lăsăm lăstari.
tineri. Și ar fi bine să tăiem și bobocii, ca planta să nu se mai orienteze pe înflorire, să-și cicatrizeze rânile și să crească vegetativ. Acesta iarăși nu-mi place și ăștia doi îi oprim. Vedeți că ăștia sunt mai frumoși, au și boboci, îi ducem la vânzare. Se atrage atenția, în special de studenții de la horticultură, care învăț videoclipurile, că nu sterilizez ustensilele. Asta este acolo lângă suportul unde țin foarfecele și când iau foarfeca de acolo, o sterilizez. Deci eu tot timpul sterilizez foarfeca, dar nu între plante, pentru că eu pot să tai și 100 de plante într-o oră, în două ore. Și nu pot să sterilizez pe fiecare tăiere, doar când încep. Bun, vreau să vă arăt și varianta clasică, domestică, ca să zic așa, pe care puteți să o faceți și dumneavoastră acasă. Vedeți că am tăiat un pet unde să obțineți un efect de seră, pentru că la butași ăștia ramificați obligatoriu trebuie un efect de seră. Sper să se încadreze. Am făcut niște crestături, ați văzut. Acum vin cu capacul. Aia nu, da. În felul acesta. Da, și-a închis hermetic. Să obținem efectul de seră, da? Deci este varianta cea mai simplă cu materiale pe care le găsim în casă. Eu folosesc un hormon de rădăcinare, pentru că vreau să-mi crească procentul de înrădăcinare. Merge și fără, pentru că acum 30-50 de ani se mulțeau plante și nu exista hormon de înrădăcinare. Am tot avut întrebarea asta. Ea e atât de ieftin încât poate să-l folosească oricine. Și bineînțeles să-l găsiți la magazinul online www.semințeplante.ro. Și eu folosesc hormonul de rădăcinare în felul ăsta, deci tăietura de jos o înmui practic în pudra aceasta, vedeți că se agață foarte bine de tăietură, sterilizează tăietura în primul rând, după care ajută la generarea de rădăcini. Și înfig în substrat, eu ca substrat folosesc turba amestecată cu perlida. Ați văzut că la japonez am tăiat și partea verde din vârf. Eu tot timpul folosesc cât pot de mult din materia vegetală pe care o tai. Cu toate că aici am șanse mai mici de înrădăcinare. Și procedez în felul următor. Sfatul meu este să puneți și dumneavoastră tot timpul câte 2 butași. Dacă vrem o plantă, punem cel puțin 2 butași, cel puțin, dacă nu chiar 5. Pentru că mă gândesc că avem de unde să tăiem. O plantă punem 5 și eu vreau 100 de plante, plumb 300-400 de butași. I-am pus aici. Încă un lucru pe care eu îl fac, pentru că v-am zis eu, am nevoie să îmi cresc șansele de înrădăcinare. Eu sigilez tăieturile de sus, în felul acesta. Acesta este un mastic pentru altoit, pentru sterilizarea rănilor la
pomii fructiferi pe care tăiem, la plantele ornamentale, pentru că și acolo ar trebui să sigilăm tăieturile, cu toate că nu facem. Eu în anii trecuți am folosit, acesta este masticul, pe care de asemenea îl găsiți la magazinul www.semințeplante.ro. În anii trecuți foloseam ceara de lumânări și am folosit-o cu succes. Topeam lumânare și puneam aici un pic de ceară care se răcea și închidea rana. Acum, udăm din nou foarte bine, nu o să mai ud acum eu, după care punem efectul de seră pe un pervaz la o lumină foarte slabă, da? Să stea în umbră 3-4 săptămâni până la generarea de rădăcini. Da, e mai dificil, dar am reușit. Asta e tot. Bineînțeles că eu alveolele le țin în aceste răsante unde am un efect de seră, se vede că am umiditate acolo, da? Ia uitați. Și în funcție de ce plantă țin aici, stă 7, 10, chiar și 30 de zile. Cam asta a fost cu butașii și cu activitățile pe care le desfășor eu astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc mai bine.